Salutare tuturor, eu sunt The Turtle ca întotdeauna și bine v-am regăsit la un nou episod de comentarii. Ei bine, astăzi vreau să vorbim puțin despre muzică, pentru că știți, ei bine, în urmă cu ceva vreme, adică undeva cu 4 luni, nu, acum 6 luni, cred, am făcut un comentariu despre muzica în general din România și, ei bine, astăzi vreau să vă explic de ce nu, adică de fapt v-am explicat deja de ce nu ascult muzică de tip radio și vreau să vă explic acum de ce ascult muzică rap sau, mai bine zis, muzică explicită. Pe fundal aveți un gameplay de CSGO, dar nu prea cred că vă interesează. Cred că mai important în acest videoclip este mesajul, așa că hai să-i dăm drumul. Ei bine, vă fraților, dacă stăm să ne gândim mai bine și dacă e să traducem toate subtilitățile din toate melodiile de pe radio și nu numai, toate videoclipurile promovate de mass media, ok? Ne dăm seama că și pe acolo sunt foarte multe chestii subtile, adică știți melodia aia Bang Bang? Ei bine, aia vine de la Gang Bang și probabil că mulți dintre voi știți ce e la Gang Bang sau dacă nu, dați frumos un search pe YouTube și nu pe YouTube, pe internet pur și simplu și o să vedeți la ce mă refer. De aceea mi se pare în primul rând o prostie, pentru că știi, toată lumea zice: "Oh my god, asta e muzică făcută de oameni cu clasă, oameni inteligenți, ok?" Păi, bă frate, dacă ești corect, de ce nu spui subtilitățile astea în față? Asta face muzica rap. Ok, acum vreau să subliniez o chestie. Știți că pe ultimele live-uri am pus Osos 2 pentru că au scos nou album cei de la Shatravens. Trebuie să spun că nou album, sincer, ca și mesaj, mi se pare destul de nașpa. Ok? Adică acum pe fundal aveți de liric, cred cel puțin. Și într-adevăr, aici avem mesaj. Într-adevăr, Shatravens o ascult mai mult pentru voci, pentru că îmi plac mult vocile de acolo, mai mult îmi plac single-urile lor, doar că e ok și așa. Și chiar dacă are un limbaj mai vulgar, ok, nu transmite un mesaj la fel de bun ca primul, zi să-i zic, ca... Nu transmite un mesaj la fel de bun ca primul album și, într-adevăr, trebuie să recunosc asta, o ascult mai mult pentru drop-uri, pentru beat-uri și, desigur, pentru vocile lor, pentru că, haideți să fim serioși, Kid și Killa chiar au voci super ok, după cum probabil ați și observat, au început să facă grămadă de colaborări cu persoane care sunt în mass media. În fine, să trecem peste asta, o să închidem oarecum subiectul Shatravens și tot ce iese de acolo, pentru că nu e neapărat cea mai bună muzică pe care o poți asculta. Și recunosc asta, am mai ascultat și eu. Acum vreau să lămurim o chestie. Ei bine, știți voi că în rap și în trap, desigur, în hip-hop și toate celelalte derivate, se folosesc tot felul de cuvinte și apelative care pentru unii sunt un pic cam urâte, să zicem așa. Bă, sincer să fiu, nu mi se pare neapărat așa. Și spun asta pentru că probabil mulți dintre voi sunteți ori la școală, ori la liceu, ori, nu știu, facultate, sunteți adulți, habar n-am și chiar nu prea-mi pasă neapărat, deși cred că majoritatea dintre voi sunteți în școală și liceu maxim, dar să trecem peste chestia asta. Ei bine, știți și voi că se folosesc destul de foarte des anumite apelative și anumite cuvinte considerate vulgare. Ei bine, să zicem că un coleg de clasă îți zice: "Du-te în pompa mea de pipi", ok? Tu o să te superi, ei bine, doar dacă ți-l spune neapărat din răutate, poate așa o să te superi, dar sincer să fiu, cred că altfel nu te-ai supăra, pentru că, hai să o zicem pe aia dreaptă, cine Dumnezeu se supără de prostia altuia? Adică nu neapărat prostia, dar se folosesc termenii ăștia foarte des. Și într-adevăr, chiar dacă nu e neapărat ok și nu e un limbaj chiar ok, nu e deloc ok, dar asta este cu tot o altă poveste, nu te deranjează neapărat. Pentru că, de exemplu, uite,
cu la școală, să zic. Cu anumiți prieteni foarte buni sau așa, îți mai permiți să spui anumite chestii de genul ăsta. Însă să zicem că dacă te duci într-un colectiv nou pe care nu îl știi sau mergi, habar n-am, la pregătire, la un profesor, la niște adulți, nu o să vorbești așa. Adică, știi, sunt anumite persoane care au vocabularul ăsta adaptat în totalitate. Adică, de exemplu, ei vorbesc așa oriunde și oricum, pentru că nu le pasă, ok? Însă sunt și persoane care îl folosesc doar din când în când, nu le deranjează să-l audă și, de exemplu, legat acum de muzică, nu îl deranjează ca într-o melodie să fie și limbaj de genul ăsta. Și chiar dacă poate nu ești de acord cu tot ce zice tipul ăla acolo, fredonezi pentru că, bă, niciu. Adică, nu știu cum să vă explic eu, fredonezi pentru că e fain drop-ul și melodia și v-ați prins voi la ce mă refer. Practic, limbajul ăsta nu e folosit de ascultători sau de multe alte persoane în timpul lor liber. Îl ascultă, nu sunt împotriva chestii astea și cam atât. De exemplu, acum pe fundal aveți de liric. Ok, se folosește și cuvinte mai vulgare pentru că, bă, frate, e rap și să fim serioși, viața nu e plină doar de cuvinte frumoase și unii chiar își merită cuvintele astea. Într-adevăr, unii poate nu le merită, dar unii și le merită. Pentru că asta e părerea mea și nu o să mă poată schimba nimeni. Dacă vrei să mă faci să mă las de ascultat rap, ei bine, nu prea o să reușești. Eventual, o să mă poți face să mă las de Shatra Benz, dar de alt rap, gen de liric, doc, paraziții, care fac și hip-hop și mulți alții, Cazi, Ploe, avem o grămadă de mii de exemple. Nu o să mă poți face, pentru că, cel puțin deocamdată, asta e opinia mea despre lume și asta e părerea mea. Și punct. Adică, sunt de acord, poate că părerea mea e greșită și nu spun nu, însă, dacă nu ești de acord și crezi că e o greșeală, explică-mi ce greșesc. Explică-mi ce greșesc și, poate, dacă realizez și eu că e greșit, o să continui cum spui tu. Pe de altă parte, după cum bine știți, din rap-ul ăsta, cel puțin din 2017, nu toate melodiile sunt neapărat adaptate la viața românească. De exemplu, cred că singurul care cântă perfect pe stilul românului este, nu mai știu exact cum îl cheamă, ceva cu M, Macanache, uite așa îl cheamă. El e singurul care chiar respectă tradiția română și exact tipul de om român. Da, știi cum e? Asculți o melodie odată și poate îți place, dar o gândești mai la rece, într-o lună să zic, și poate luna viitoare ți-o ștergi din telefon sau de unde o ai. Pentru că, într-adevăr, pe parcursul timpului mi s-a întâmplat și mie să ascult anumite tipuri de melodii sau să urmăresc anumite persoane care apoi, după, să zic, un an, când am devenit ceva mai matur și am început să gândesc lucrurile ceva mai la rece, m-am gândit că, băi, chiar dacă e doar un videoclip sau o melodie, parcă nu mai e pe gustul meu. Doar că lasă-mă să trec prin toate astea, să diger ceea ce am văzut și ceea ce gândesc acum și să-mi dezvolt o gândire mai bună pentru mai târziu. Adică, după cum vedeți, sunt multe, multe persoane care sunt foarte populare, dar populare în sensul bun, de exemplu pe mass media, persoane care sunt foarte culte, care au un nivel de inteligență foarte dezvoltat, dar care folosesc și cuvinte de genul ăsta. După părerea mea, dacă nu le folosești din răutate, nu este ceva rău. Nici bun nu e, pentru că, la urma urmei, poate te aude cineva și îți face o impresie despre tine astfel, doar că atâta timp cât tu ești împăcat cu asta și știi că nu ai spus-o din răutate, la fel știe și cel de lângă tine, nu mi se pare ceva rău. Ok? Asta e părerea mea și îmi place la YouTube faptul că, de exemplu, uite, la mine pe canal am pus de câteva ori Shatra Benz. Anumite persoane au spus, bă, mie nu îmi place. Și atunci nu am mai pus respectiva melodie, apoi eventual am pus din nou altă melodie din Shatra Benz sau nu știu, sunt foarte multe variante.
Unii au spus că îi place, dar nici nu mi-a zis: bă, frate, ești un ratat, nu mai asculta melodia asta. Sau mi-au spus: bă, nu mai asculta melodia asta pentru că... Și mi-au dat explicația lor și tipul lor de a gândi. Și am fost perfect de acord. Ideea e că există și anumite tipuri de persoane. Sincer să fiu, nu cred că pe platforma asta neapărat sunt câteva, dar nu atât de multe ca în viața de zi cu zi, care dacă ai făcut o dată o greșeală sau poate că ai experimentat ceva căruia lui nu-i place... Stai, căruia? Nu cred că e corect. În fine, să o lăsăm așa. Nu-i place lui, apoi nu trebuie să placă la nimeni și asta înseamnă că ești un prost și că ai greșit tot și că nu ești bun de nimic. Ceea ce mi se pare o perfectă porcărie, ok? Asta e părerea mea. V-am explicat și anterior care e ideea, mi se pare că trebuie să-ți digeri fiecare gândire pe care o ai și probabil într-un anumit timp o să o schimbi sau dacă chiar e ceva în care crezi, o să ți-o păstrezi. În cazul meu mi-am schimbat de multe ori opiniile și acum am ajuns la opinia asta, probabil că într-un an o să am altă opinie și tot așa și până când o să mă decid la una finală o să tot fac clipuri de genul ăsta. Deci, practic cam asta e ideea. Eu nu cred că lumea e plină de roz și pe de altă parte nici nu cred că chestiile astea sunt chiar atât de rele pe cât spun unii că sunt. Poate într-adevăr că nu ar trebui să fim așa și probabil că și noi greșim din anumite puncte de vedere, dar cred că tot rău e spre bine și că, având în vedere că în general nu le folosim și nu abordăm un astfel de comportament, totul mi se pare în regulă. Păi cam ăsta este și videoclipul de astăzi, eu sper că v-a plăcut. Asta e opinia mea. Dacă vreți să mă aprobați, puteți să vă spuneți părerile în comentarii. Eu am fost Turtle și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!